Eu știu că dumneavoastră aveți cugetări care le scrieți, dar niciodată nu le-ați publicat. Nu aveți nicio carte care ați publicat-o. De ce? Sunt doar niște observații care sper eu, poate că într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat, lucrând la ele, revenind asupra acestui text, acestor pasaje, acestor observații, poate că ele vor deveni într-un viitor maxime sau cugetări. I-ați citit vreodată tatălui ceva din ceea ce ați scris? Pe vremea aia făceam și versuri. Mai bine zis, stihuiam. Nu erau versuri, dar tata m-a încurajat. Tata de mai multe ori m-a încurajat, spunându-mi că ok, trebuie să mergi înainte. Poți să ne citești ceva din ceea ce ai scris tu? Observații gând. Nu toate soluțiile revoluționare au produs opere de artă. Ca de exemplu, atunci când inginerii italieni au mutat motorul automobilului din față în spate, lumii i s-a evit un Ferrari. Același lucru când au făcut inginerii ruși, au obținut un Zaporojeț. Tu ești tată a doi copii frumoși. Au moștenit ei talentul bunelului de a scrie cineva din ei poezii? Și ce fac copiii? N-aveau cum să nu moștenească măcar o părticică din spiritul artistic care la Deniza s-a manifestat prin într-un roman de cu gata scris, dar încă neredactat. Și mai multă muzică scrisă în componența unei formații din care face parte acum. Și de acum sunt și lansate două piese de ale ei ca coautor, sunt lansate pe internet. Nicu, care este student în primul an la colegiu, a reușit de acum și să facă prima săptămână de studii la colegiu, încearcă și el să așterne pe hârtie niște gânduri. Deocamdată sunt doar gânduri și observații. Halt over mine, yes I'm my father's son. I live my life just like. Am început să lucrez de la vârsta de 13 sau 14 ani, nu țin minte precis, ca chelner la restaurantul Mojito din centru. Am lucrat așa două veri, o vară din care am făcut școala barmenilor, am terminat-o și iar acum am lucrat ca ajutor de barman și cred că în viitor vei deveni barman în toată firea. Nicu a învățat de la tatăl său că banii au valoare doar atunci când sunt munciți. Pentru prima lună de lucru, tatăl l-a răsplătit cu 3.000 de lei, bani pe care i-a cheltuit pe nimicuri. Între timp, Nicu a decis, în viitor vrea să facă și el afaceri. Ca să cunoști afacerile, trebuie să cunoști tot dinăuntru, toate sistemele și tot lucrul de la început, de la prima treaptă. Nicu este mândru că s-a născut în familia Vieru și dacă ar fi să aleagă cui să-i semene, bunicului sau tatălui, i-ar fi mult prea greu. Fiecare dintre înși are câte ceva care poți prelua și fiecare caracter și personalitate are ceva ce poți învăța. Cred că de la bunelul să fiu modest, sufletist, artist în toată firea, dar de la tata experiență în viață și, desigur, afaceri și multe alte lucruri interesante care mă vor ghida în calea mea spre succes și spre viața adevărată și singură deja. Practică în notul și artele marțiale. În acest an a reușit să câștige Cupa de Aur la campionatul republican de jiu-jitsu, iar în timpul liber adoră să scrie versuri și aforisme. Am un carnet de vreo 300-400 de pagini. Am scris cam pe jumătate, dar m-am oprit pentru un moment. Dar până să mă opresc, am scris câteva, poate citate, afirmații și niște texte. Trăim într-o minciună, așa că spune adevărul mai des ca și viața ta să nu devină una. Parfumul nu ascunde izul adevărat al omului.
Și frumusețea copacului depinde nu de semințe, ci de omul care l-a sădit. Deși în ultimii ani viața lui Călin Vieru a fost destul de agitată, Nicu nu-l judecă și îl susține în tot ceea ce face. Tatăl meu este om deja matur, el face deciziile proprii și eu îi respect opinia și deciziile care le face în viață. Prima profesie a dumneavoastră pe care o aveți este de medic neurolog. Și ceva timp ați și activat la Spitalul Republican, dacă nu mă greșesc. De ce ați ales neurologia? Îmi plăcea foarte mult medicina netradițională, cu precădere medicina chineză și anume acupunctura. Acupunctura, pe vremea sovieticilor, puteai să o faci numai în cadrul secției de neurologie. Iată de ce am ajuns neurolog, dar am ajuns doar ca deținător de diplomă, nu și de cunoștință, fiindcă în acest domeniu eu n-am avansat, n-am progresat, ci am ales domeniul medicinei chineze și anume a acupuncturii. Aici am activat aproape 10 ani de zile la Spitalul Clinic Republican, cu suișuri și coborâșuri, dar până la urmă mai mult cu succes, fiindcă și până în ziua de astăzi unii pacienți mă caută. Da, dar nu ai consultat foarte de mult timp, cred, de câți ani? În 2001 am... Ai abandonat. Am lepădat definitiv. Așa. Noi, uite, ți-am pregătit ție așa un halat. Așa, și uite, o bonetă. Am împrumutat-o de la un medic de-a nostru cunoscut. Și uite acest, cum se cheamă el în ciocănașul ăsta? Cred, știi ce da, se face cu da, el? Eu, pe vremea aceea, dacă vă aduceți aminte, facultățile tehnice și medicina se făcea în limba rusă. Cred că este ciocănaș. Este ciocănaș, cred că ciocănaș, așa? Da. Fiindcă noi am învățat rusește. Mălătocic. Mălătocic, da, da, ciocănașul ăsta. Da. Și Mihaela va fi pacienta ta. Da. Bună ziua, domnișoară, îndrăzniți, spuneți. Bună ziua, domnul doctor. Am niște dureri de cap și nu știu ce să fac, cum să rezolv ca să mă simt bine eu. Domnișoară, durerea de cap este boala secolului 21. Mai bine să vă nașteți fără cap în genere. Umorul face parte din terapie, domnișoare. Iar acum să vedem într-adevăr ce vă supără. Vom face un mic examen, să vă văd reflexele. Priviți la mine, vă rog. Reacțiile sunt bune, obișnuite, ferești. Deocamdată nu văd vreo problemă. Deci, eu cred că în ce regiune? Frontală? În spate, așa. În spate. Mai mult pe gât sau mai mult pe ceafă? Pe gât. Pe gât. S-ar putea cel mai bun remediu în cazul nostru să fie o reflexoterapie. Adică terapia cu... Începem ședințele de mâine, vom avea nevoie de 5 sau 7 ședințe, durata ședinței este de 20-30. Eu sunt sigur că tensiunea dumneavoastră este ok, cea mai bună tensiune arterială din lume, dar trecem să trebuie să bifăm și la acest capitol. Care mână mai bine? Este mai indicat pe mâna stângă. Aveți o hipotonie la mâna stângă, iar remediul cel mai indicat în această parte a zilei este o ceașcuță de cafea.